Bună! Sunt Adrian Sârbu și te invit să-ți înscrii numele în lista abonaților pentru prima carte psaltică românească, ce va fi retipărită în curând la Iași de către Asociația Culturală Byzantion. Este vorba despre Vestitul Irmolui Ion Catavasier al lui Macarie Ieromonahul, o monumentală lucrare, o carte de referință pentru cultura muzicală românească. Și pentru că anul acesta se împlinesc 200 de ani de la prima tipăritură psaltică în limba greacă, realizată la 1820 de către Petru Efesiu la București, de la el aflăm faptul că la acea dată numeroși arhierei, stareți, preoți, psalți, boieri mai însemnați, au dorit să sprijine prima tipăritură psaltică din lume, înscriindu-și numele în lista abonaților de la sfârșitul cărții. Preluând acest model, Asociația Culturală Byzantion te invită să faci parte din istoria primei cărți psaltice românești, la aproape 200 de ani de la tipărirea ei în 1823 la Viena. Opera de reeditare a Irmologionului lui Macarie a reprezentat o amplă inițiativă ce a implicat, pe lângă minuțioasa tehnoredactare a partiturilor, revizuirea și actualizarea textelor imnografice, revizuirea textelor muzicale și corecturi de ortografie, notarea isoanelor și a elementelor de ritm. O bogată anexă ce însumează peste 150 de pagini adună pentru prima dată la oaltă toate catavasiile de peste an, în varianta pe scurt. Acestea sunt semnate de autori precum Ioan Popescu Pasărea, Visarion Duhovnicul, Anton Pan, Ștefan Ache Popescu și alții. Astfel, în această carte vei găsi tot ce ai nevoie în materie de catavasii. În debutul lucrării, un amplu studiu prezintă informații cu privire la toate aspectele ce au fost revizuite și oferă o posibilă interpretare a controversatei prefețe semnate de Macarie Ieromonahul. Lucrarea, ce va fi tipărită în condiții grafnice excepționale, reprezintă o muncă asiduă a echipei de cercetători a Asociației Culturale Byzantion și însumează aproximativ 450 de pagini. Prin înscrierea numelui tău în lista de abonați, nu doar că încurajezi asociația noastră în a-și continua activitățile editoriale, dar vei lăsa generațiilor viitoare o mărturie a faptului că noi cei de azi arătăm concret dragostea și interesul nostru față de cartea psaltică românească. Urmărește pagina de Facebook Byzantion sau site-ul oficial www.byzantion.ro pentru a afla cum poți să te înscrii în această listă de abonați.